Inginerul Racoși. Maestru Dorneanu. Artificierul Ivacion. Maestru de Dulghe Melenciuc. În văile acestor munți legendari, de-a lungul a 32 de kilometri, se vor strânge 1.230.000.000 de metri cubi de apă. 1.230.000.000 de metri cubi de apă. Indiferent de care parte a barajului te afla, există un dincolo pentru fiecare. Cu sau fără voie, cei care au ridicat barajul au separat timpul, pământul și apele în două, înainte și după baraj. De atunci, viața nu a rămas aceeași nici de o parte, nici de cealaltă. În iarna anului 1950, la Bicaz veneau primele trenuri cu muncitori și specialiști. Începerea lucrărilor la amenajarea hidroenergetică Bicaz-Stejaru avea să zguduie din temelii liniștea acestor locuri, marcând începutul istoriei moderne a construcțiilor hidrotehnice din țara noastră. Niciodată România nu se angajase în lucrări de asemenea învergură cu puternice implicații în modernizarea statului român. Pe șantierele de la Salva-Vișeu, Bumbești-Livezeni, au fost realizate lucrări importante pentru economia națională, dar ele erau percepute mai mult ca niște colonii de muncă, un loc în care tinerii au fost obligați să trăiască în mod direct duritatea unor munci pe care nu și le-au dorit niciodată. Coloniile de muncă erau încropite din barăci insalubre, mâncarea era proastă, hainele și păturile erau reformate de la armată. Bicazul era însă altceva. Aici a fost nevoie de oameni calificați, elite capabile să înțeleagă și să pună în operă proiecte care nu se mai făcuseră vreodată în România. Te legăm și te ducem. Că pe vremea aia nu te întreba ce vrei, cum vrei. Te legăm și te ducem. Că am 15 zile lipsă de carte de muncă, că n-am vrut să mă duc. Și m-am dus la directorul meu la Căile Ferate și a zis că, băi, Roșule, nu pot să-ți fac nimic. Mi-a arătat un ordin, nu știu cum se cheamă, un decret semnat de Chivu Stoica, unde eram trecuți, erau trecuți 22 de ingineri, oameni cu experiență, cu nu știu ce, și la unul am trecut și câțiva dintre așa, și al de Roșu, al de alții, din care eu considerat ei că-s buni. Așa am ajuns la Bicaz. Bicazul acelor vremuri era singurul loc din România comunistă în care inginerii și specialiștii nu erau așezați în coada clasei muncitoare. Conducătorii comuniști și-au dat seama că au nevoie de intelectuali bine pregătiți, chiar dacă nu-i considerau de-ai lor. Erau oameni dintre ăștia cu multă experiență, care nu erau hidrotehnicieni, dar erau constructori. În general, de la Căile Ferate, de la drumuri, acolo erau ingineri, ingineria și că nu mare lucru să faci un port sau să faci un baraj, din punct de vedere, nu știu cum, dacă vă pot eu explica, că sunt aceleși condiții tehnice, numai că trebuie să pui mâna pe carte și ce-au făcut ăștia, ne-au dat la dispoziție,
poftim, vreți să citiți? Citiți, nu știți rusești, uite-vă în care limbă vreți, în franțuzești, în nemțești și nu erat voie. Eu am fost abonat la 7-8 reviste străine. Și abia pe vremea lui Ceaușescu nu mi-a mai dat voie să mă mai abonez. Să știți că am avut, ne-au condus ingineri foarte capabili, deosebit de bine pregătiți profesional. A fost adus la Bicaz, directorul tehnic rus Mănică, de la canal unde era arestat la canal și a fost adus tocmai pentru marea lui capacitate și valoare profesională. Și toți ceilalți care erau șefi de șantier sau ingineri șefi, erau oameni deosebit de capabili. Toți cei care munceau acolo pe șantier erau profesioniști care nu aveau nevoie de învățăturile partidului ca să știe cum să înalțe barajul, cum să ducă apele în centrală, cum să monteze puzzle-ul din piese care compuneau turbinele și generatoarele. Bicazul pentru mine a fost existența vieții mele în perioada aia. Era o nouă calificare pe care am făcut-o la Bicaz cu partenerul german cu care am montat funicularele și era o lucrare, o meserie plăcută care era aproape însoțită, eram la înălțime și continuam exact ce am făcut în zbor. Cine și-ar fi imaginat că în România, care și-a arestat inteligențele, a închis biserici, iar parcurile, uzinele și cinematografele se numeau Stalin sau Lenin, un academician, pe nume Dimitrie Leonida, avea privilegiul ca întâia mare hidrocentrală din țară să fie întruparea studiilor sale. La început ni se băgase în cap la toți că hidrocentrala asta se face cu rușii, că ăștia sunt prietenii noștri și ei ne ajută să electrificăm România. Și până la urmă ne-am convins că a fost o gogoașă. Numele de vei Lenin a hidrocentralei a fost acordat artificial, datorită unor implicații politice de la acea vreme. Cu partea tehnică, eu spun sincer, spun și azi, de exemplu, în multe domenii am fost la ruși. Și ei recunoșteau că în lucrările subterane și în alte lucrări erau în urma noastră. A venit un, că până la urmă s-a făcut de râs, era un armean care a făcut o hidrocentrală la Erevan. Și a invitat pe ai noștri, pe proiectanți, că de aici pornea totul, care erau oameni, ai noștri proiectanți făcuse studiile prin Germania, știi? Să vadă hidrocentrala asta. Și eu bufnii râsul pe ăștia, eu stă, domnule, dar ăsta vine să ne dea noi. Nu știu cum îl cheamă, o Johnny sau nu știu cum îl cheamă, un nume de ăsta, care acolo are ce centrală, că e un lac undeva la Erevan, care din cauza folosește apa, că se golește lacul. E un nimica toat. Ăsta era marele specialist. Eu eram român. Și ceilalți erau români acolo. Probabil că o fi fost și unguri, dar tot de la noi din țară. De ce trebuia neapărat să-i se pună numele vei Lenin? N-am înțeles, nici astăzi nu înțeleg. Mi s-a părut nedrept că această uzină se poate numele lui Lenin, care n-a avut nicio legătură cu ceea ce am construit noi aici. Și am făcut demersuri încă de pe atunci cu scrisori la revista Flacăra, la Adrian Păunescu, la Ministerul Energiei Electrice, să schimbăm denumirea centralii. Mi s-a răspuns că propunerea este bună, dar nu se poate realiza pentru că ar crea, știu eu, conflicte diplomatice. Și problema a fost închisă pentru moment. Imediat după Revoluție ajunsese ministru, un mare specialist pe care îl cunoșteam încă din tinereții, Adrian Georgescu, i-am făcut o scrisoare personală și în două săptămâni
s-a schimbat denumirea hidrocentralei de la Steveanu din Vei Lenin în Dimitrie Leonida. Proiectul tot e românesc. Deci șef de proiect la toată amenajarea Bicazului a fost un profesor, profesorul Alexandru Diacon, care a fost și profesorul meu la facultate. Nici echipamentul, în schimb, echipament din Ceoslovacia. Nu știu dacă v-a spus cineva, tot echipamentul de la hidrocentrală a fost echipament făcut pentru o centrală similară din Bosnia-Herțegovina, de la Iablanița, unde am fost acum vreo 2 ani. Și având în vedere relațiile între Tito și Stalin, echipamentul făcut de cehi pentru Iablanița a fost direcționat către Gheorghe Iudej, concret pentru amplasamentul de la Bicaz de aici. Deci primele 4 grupuri sunt făcute special pentru caracteristicile amenajării la Iablanița. La numai 5 ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, România își asumă o investiție promovând un proiect conceput încă din 1908 de românul Dimitrie Leonida. Prima gândire a amenajării Bistriței pe sectorul ăsta Bicaz Pângărață a fost făcută de profesorul Dimitrie Leonida, cel care a studiat în Germania și a avut drept temă la proiectul de stat amenajarea hidroenergetică a Bistriței pe acest sector. Al doilea, care e considerat și părintele hidroenergetici românești, profesorul Dorin Pavel, în studiile făcute în anul 1933 privind amenajarea hidroenergetică a întregului teritoriu al României la vremea aceea, și el a prevăzut ca o soluție foarte rentabilă amenajarea Bistriței pe acest sector. În final, în decenul 1950-1960, acest sector a fost primul amenajat din punct de vedere hidroenergetic din România, dar la o cu totul altă scară. Atât Dimitrie Leonida cât și Dorin Pavel, trăind în vremurile alea cu posibilitățile tehnice ale vremurilor respective, s-au gândit la amenajarea sectorului la niște parametri mai mici. Pe când schema de amenajare actuală s-a realizat la niște parametri mult mai mari, are un lac de 1.230.000.000 de metri cubi, față de niște lacuri de maxim 100 de milioane, cât au prevăzut înaintașii Leonida sau Dorin Pavel. Dar interesant, ca punctele extreme ale amenajării, atât barajul cât și centrala au rămas cam aceleași. Deci barajul stabilit în zona Bicazului, a munte de confluență a Bistriței cu pârâul izvorul muntelui, diferență de câțiva metri față de gândirea inițială a lui Dimitrie Leonida, și centrala cam în acea zonă, comuna Pângărați, la baza muntelui Botoșanu, sau ceilalți au prevăzut, Dorin Pavel, parcă au prevăzut pe pârâul Pângărați. Deci o diferență foarte mică privind lungimea aducțiunii. Acum, Dimitrie Leonida au prevăzut un baraj destul de mic, cu posibilități de continuare a activității de plutărit pe Bistrița. Dorin Pavel un baraj mai mare, cu automat cădere mai mare și putere mai mare în centrală. Important e că investiția care s-a făcut în perioada 50-60 a fost o investiție bună, rentabilă, prima de acest gen din țară și făcută, cum să zice, ca lumea. Barajul de la izvorul muntelui are o înălțime de 127 de metri, o lungime de 435 de metri și o lățime maximă la bază de 119 metri. Colosul din beton de 1.650.000 de metri cubi se sprijină pe o fundație de rocă tratată special cu injecții de ciment cu o profunzime de 15 metri. Structura barajului, concepută din 16 masive uriașe etanșate cu tole de cupru în formă de omega, este străbătută de numeroase canale de vizitare și drenaj. Pentru a pune în operă cei 1.650.000 de metri cubi de beton pe o lungime de 435 de metri și înălțime de 127 de metri, au fost montate 3 macarale funiculari care purtau bena de turnare la 130 de metri înălțime până la locul de turnare. Cablurile macaralelor erau ancorate între versanții care străjuiau barajul.
Pe aceste cabluri era transportată bena de ciment împreună cu un muncitor care semnaliza prin fanioane. Zi și noapte funcționau aceste instalații pentru a turna peste 350 de metri cubi de beton pe schimb la o singură macara. Precizia și responsabilitatea macaragilor era foarte mare. Nu, n-aveai voie să greșești, pentru că o greșeală însemna moarte de om. Lamelele erau de așa natură încât oamenii care lucrau în lamele, de multe ori erau ăștia cu vibratoarele, noțurile de 80 de kilograme, și oamenii care deserveau betonul care îl aduceam, ăștia n-aveau unde să fugă. Și la o mică greșeală puteam să omor 3, 4, 5, 10 oameni odată puteam să-i omor. Deci n-aveai voie să greșești. Era în 3 macara, găina era la macara, eu eram la alte macara și fiecare noapte făcem o lamele. Lamela din 300-400 de metri cub de beton. Asta s-a meu la mele. Sub uriașa presiune a apei, barajul opune o rezistență inteligentă, înregistrată permanent de aparate sofisticate, aflate în conexiune cu Serviciul de Urmărire a Comportării Construcțiilor Hidrotehnice și Comisia Marilor Baraje. Lacul în sine are o lungime de 35 de kilometri, o lățime maximă de 2 km, o suprafață de 33 de km pătrați și un volum maxim de apă de 1230 de milioane de metri cubi. Este cel mai mare lac de interior din România. Uriașa cantitate de apă este condusă spre centrala hidroelectrică prin priza de apă și tunelul de aducțiune, o construcție sfredelită în stâncă pe o distanță de 4800 de metri și 7 metri în diametru. Priza de apă permite accesul apei din lacul de acumulare în tunelul de aducțiune. Este echipată la intrare cu un grătar de servit de o mașină de curățat acționată din camera de comandă. Tot din camera de comandă este acționată o vană plană de admisie a apei în tunelul de aducțiune. Tunelul de aducțiune străbate muntele Botoșanul pe o porțiune de 4200 de metri, asigurând un debit de apă de 178 de metri cub pe secundă. Caracteristicile rocilor pe care le străbate acest tunel au impus soluții constructive deosebite nu numai la excavare, ci și la căptușirea lui pentru asigurarea etanșării la o presiune a apelor între 5 și 8 atmosfere, dar și pentru contrabalansarea presiunii rocilor din exterior. Tunelul are două straturi de cămășuiel prin betonare clasică și armată, la care s-au utilizat mecanisme complet mecanizate. Viteza maximă de betonare realizată la un front de lucru a fost de 190 de metri de tunel pe lună. Ultima parte, pe o lungime de 424 de metri, este blindată cu tole metalice. Urmând traseul său către turbine, apa străbate o zonă de preluare a tensiunilor generate de presiunea în cădere numită castelul de echilibru. Amplasat pe axul tunelului de aducțiune, castelul de echilibru este de tip diferențial, compus dintr-un puț cilindric subteran și o cameră superioară aeriană. Pentru săparea puțului cu adâncime de 70 de metri și o deschidere de 32 de metri, s-a aplicat o metodă originală. Cămășuiala exterioară din beton s-a realizat în faze succesive prin betonarea a 16 puțuri verticale periferice adânci de 70 de metri, fapt ce a permis excavarea la zi a 50.000 de metri cub de rocă din partea centrală a puțului. De la castelul de echilibru, apa trece prin conducta Pantalon, o piesă metalică de 60 de tone care face racordarea de la tunelul de aducțiune cu secțiunea de 7 metri la două conducte cu diametru mai mic de 4,2 metri, numite conducte forțate. Apa este dirijată prin aceste conducte către centrală. Pe parcursul superior al conductelor forțate se află casa vanelor fluture, dispozitive de închidere rapidă a apei din cele două conducte. Înainte ca apa să ajungă la turbine, ea trece printr-un distribuitor care o dirijează către cele șase grupuri generatoare din interiorul centralei hidroelectrice. Ridicarea centralei a necesitat realizarea 213.000 de metri cub excavații, turnarea 48.000 de metri cub de beton și beton armat și 4.000 de metri cub de zidărie. În sala mașinilor au fost instalate 6 grupuri generatoare, 4 dintre ele cu o putere de 27,5 MW și 2 de 50 de MW.
Grupurile de 27,5 MW sunt de producție cehă. Celelalte grupuri sunt de producție românească. Eu care montasem echipamentele astea, adică sub asistența cehilor, eu am fost umbra, ca să zic așa, specialiștilor cehi, care i-am urmărit personal și cu oamenii noștri, cu specialiști de-ai noștri, așa, ca să învățăm meserie și să știm cum trebuie să o manevrăm, nu? Cu grupul, dacă în timp de 72 de ore făceau o sărere de la Sindeu, o luam de la început, era foarte sever. Înseamnă că n-a reușit și o luam de la început, iar 72 de ore. Până când trebuia să meargă 72 de ore fără să se oprească deloc. Ceea ce este mobilizator pentru noi astăzi este viziunea pe care acei oameni au avut-o la vremea respectivă despre cum va trebui să arate România, despre cum va trebui să arate economia României și efortul pe care l-au depus în slujba acestei viziuni. Este un exemplu de urmat și pentru generația de astăzi și mi-aș dori foarte tare ca nepoții noștri să poată să se uite la noi așa cum noi ne uităm la bunicii noștri și prin ceea ce facem aici, la Stăjarul, încercăm să le mulțumim pentru efortul și pentru viziunea pe care au avut-o la vremea respectivă. Pornim grupul 1 cu 16, grupul 2 cu 16, grupul 3 cu 17, grupul 5 cu 32 și grupul 6 cu 35. Executat dispoziția dată, am pornit în următoarea ordine grupul 1 cu 16 MW, grupul 6 cu 35, grupul 2 cu 16 MW, grupul 5 cu 32 și grupul 3 cu 17 MW. Eram numit visător, un om care nu trăiește cu picioarele pe pământ. Ca vechi profesor trebuie să dau o notă muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor constructori care au înfăptuit hidrocentrala. Calificativul nu poate fi decât unul singur, pe care îl dau din toată inima. Magna cum laude sau mai pe românește, cea mai mare distinție. Prima doamnă a hidroelectricii românești se pregătește acum de a doua tinerețe. Retehnologizare. Hidrocentrala de la Stejaru intră într-un program de reabilitare la o valoare estimată de noi undeva la 110 milioane de euro. Există un proiect care prevede reabilitarea integrală a tuturor hidroagregatelor din Stejaru. De asemenea, barajul de la Bicaz, baraj cu o durată de viață estimată de 100 de ani. Există un proiect și acolo pentru reabilitarea sistemului de AMC-uri din cadrul barajului. Realizarea acestui obiectiv a însemnat un efort uriaș pentru constructorii români din anii 50-60. Au fost executate următoarele volume de lucrări. Excavații la zi 2 milioane de metri cubi. Excavații în stâncă 1.050.000 de metri cubi, din care 700.000 de metri cubi sunt în subteran. Betoane și betoane armate 2.255.000 de metri cubi. Injecții 124.620 de metri liniari. Umplături de pământ 580.000 de metri cubi. Montaj al echipamentului definitiv 11.000 de tone.
Dacă mă uit și mă gândesc la centrală și vorbesc despre centrală de la Stejaru, pentru mine și colaboratorii mei este o mare onoare să fim cei care să reașezăm centrala pentru următorii 50 de ani. Practic, am folosit această centrală 50 de ani și a mers impecabil. Este rândul generației noastre să modernizeze, să aducă parametrii utilajelor la nivelul tehnologiei de astăzi și în acest an vom semna acordul de finanțare și de începerea lucrărilor de modernizare a centralei de la Bicaz. Vom avea, practic, același tip de grupuri, dar cu parametri mult mai buni și sperăm să fim în stare să facem o treabă astfel încât peste 50 de ani nepoții noștri să vină să spună am moștenit a doua generație a centralei de la Stejaru și să treacă la construcția celei de-a treia generații. S-a evitat multă vreme să se vorbească despre cei care veniseră la Bicaz fără voia lor, prizonierii de conștiință ai regimului comunist. Nici în prezent nu se știe numărul exact al celor care au fost obligați să muncească pe șantierele de la Bicaz și nici al celor care și-au pierdut viața aici. La grupul școlar din Bicaz, eleva Anca Zafton, împreună cu profesorii Mihai Popei și sârbu Xenia, încearcă să restabilească adevărul despre aceste momente întunecate din istoria Bicazului. Pe lângă muncitorii veniți la Bicaz din toate colțurile țării, aici au fost aduși și militari, condamnați politic sau persoane cu domiciliul forțat. S-a vorbit despre eroismul constructorilor de la Bicaz, dar s-a păstrat multă vreme tăcerea despre condamnații politic, prizonierii de conștiință, aduși pe șantier. Unul dintre aceștia este inginerul Rosmănică, adus de la canal, care a condus lucrările de la baraj. De aici, din aceste locuri, condamnații, împreună cu inginerul Rosmănică, plecau spre punctele de lucru. El era cel mai mare specialist și avea pază pe trei schimburi. Chiar aici am cotorăit în colonia de deținuți. Am avut casă în interiorul coloniei. Când treceau deținuții pe drum, mama ne băga în casă. N-aveam voie să stăm cu fața la plutoanele când treceau. Și avea rude din neamuri, de la Borca, preotul din sat, de acolo se cunoșteau mulți doctori cunoscuți și ne dădea pachetele cu mâncare și ne făcea scăpați printre gardienii care îi păzau. Da. Nu ne făcea nimic, ne lua de cap, ne scotea afară, dar apucam să dăm pachetele cu mâncare. Ingineri și muncitori de rând formau o comunitate extrem de directă și nesofisticată. Ei doar zâmbeau stingheri când mai mari comuniști le atârnau în piepturi însemnele și distincțiile inventate de propagandă. Comuniștii nu au putut niciodată să-i facă de-ai lor pe oamenii șantierelor. Ei aveau nevoie să se sprijine și să fie slujiți de mediocritate, oportunism și slugărnicie. Constructorii de la Bicaz nu erau nici pe departe mediocri, erau o elită. Ei erau acei oameni tari și grei de care nimeni nu s-a putut lipsi. Mulți dintre cei care veniseră la Bicaz sperau să pună capăt tristeții unor destine marcate de comunism. Pentru ingineră Ana Maria Dănilă, venirea la Bicaz a însemnat sfârșitul unor ani de studenție în care nu a avut voie să se apropie de viitorul ei soț pentru că era fică de preot. Povestea lor de dragoste s-a petrecut în secret până când au fost repartizați să lucreze împreună pe șantierul de la Bicaz. Am fost colegă de grupă cu soțul meu. Eram puțin, nu eram foarte mulți. Și colegi chiar și de bancă. După un an, eu fiind fică de Chiabuș, comitetul UTC sau grupul UTC al facultății i-a pus condiția să se despartă de mine pentru că altfel nu o să mai aibă bursă. Nu putea să continue studiile fără bursă, că avea condiții materiale mai modeste. O dragoste în ilegalitate pentru care un coleg de facultate, acum pensionar, a scris o carte în care suntem puțin eroi principali pe acolo, în cartea asta. Am promis părinților noștri că nu ne vom căsători decât când terminăm facultatea. Și așa a și fost. Când m-am aterizat din tren, fiecare cu un geamantan în mână. Asta a fost toată averea noastră. Cu asta am început viața, cu un geamantan. Și impresia, sigur, a fost de emoție la început. Viorel, soțul meu, a lucrat în schimburi
la baraj. Eu am lucrat la serviciu tehnic al direcției. În primele două luni am fost repartizați la dormitor comun, eu la dormitor comun de femei, el la dormitor comun de bărbați. Nu n-au putut să ne dea locuințe, la urmă ne-au dat un fel de garsonieră. După două luni, unde am mai stat iarăși un număr de luni, și în sfârșit până la urmă am primit un apartament care era în colonia Bicaz, Dodeni, așa se numea, colonia Dodeni. Tinerețea și entuziasmul noilor constructori au fost prea puțin influențate de tarele societății comuniste în plină expansiune. Pe șantier se câștiga bine, viața în colonie era plină de veselie și de tinerețe. Numai cine a trăit acolo poate să-și dea seama ce familie a fost acest Bicaz. Eram tineri toți, sau marea majoritate tineri. Lucram împreună, stăteam nopțile dacă era nevoie împreună, dar și duminicile, sâmbătă, seară, duminică, se organizau întotdeauna petreceri. Aveam sau nu aveam motiv, fiecare aducea câte ceva de mâncare de acasă și organizam o mică petrecere cu un pic de muzică și eram fericiți. Cum să vă spun? Era o diferență. N-am fost obișnuită cu petreceri în București, eu nu, încât mi-a plăcut. Și acum, dacă ar fi, să-mi spună, doamna Anghel, mutați-vă în apartamentul acela, m-aș duce, chiar dacă mi-am trăit un an sau doi. Erau oameni minunați, cred că odată cu ei s-a terminat generația celor dăruiți, celor hăruiți, mai bine zis. Nu cred că astăzi cei care umblă pe drumuri și cer tot felul de drepturi pot să înțeleagă pe aia care lucrau pe oricât, numai din pasiune și din patrie. Barajul a împărțit lumea Bicazului în două, înainte și după baraj. De atunci, toți cei care au trăit de o parte sau de alta a barajului au pășit într-un nou destin. Calnicii și-au luat în primire frumusețile, iar constructorii au plecat în alte locuri, descoperind că după un baraj îi așteaptă altul și altul și altul. Cehan a rămas la Bicaz, Roșu a continuat în Aval, Raicu a plecat mai departe la Argeș, la Lotru, Regman la Argeș, Lotru, Tismana, Dănila a plecat la Argeș, Someș și a rămas la Râu Mare. Dincolo de ultimul baraj nu mai e nimic decât legenda. Sufletele foștilor zidari și-au luat mistriile în cer și-au zidit o moară de risor pentru cei de acasă le râne. Sufletele foștilor zidari au luat mistrile în cer și-au zidit o moară de risor pentru cei de acasă de râne. Ninge brusc în trei dimensiuni, ninge cu miros de lujer. Dureros și luminos, ninge crinchetine împrejur. Și zidarii morți din univers, ca și cum ar fi printre străini, către țara unde s-au născut, macină și tot trimite lumii. Vor să-și facă poate case noi din bănuții câștigați în cer, unde au zidit s-au văruit moara care ninge le ruine.